În Dolj au fost depuse 1670 de contestații la notele de la bacalaureat. În 649 de cazuri, mediile au fost mai mari după soluționare, astfel că rata de promovabilitate a crescut de la 64,35% la 66,54%. Au fost însă și 151 de situații în care elevii au primit note mai mici la examen după contestații. Numai la matematică, 28 de lucrări au fost renotate în dezavantajul elevilor. Două licee din județ n-au reușit nici după contestații să înregistreze măcar un elev cu medie de trecere a bacului, așa că inspectoratul școlar a decis să ia măsuri. Am luat decizia ca, începând din această toamnă, la liceul de la Malul Mare să nu mai avem în planul de școlarizare clase de liceu zi. Este numai clasă de școală profesională. Liceul Tehnologic Beethoven, știți bine că este un liceu special. De altfel, să știți că nici nu au fost foarte mulți elevi acolo. Este vorba de 6 elevi înscriși, iar la celălalt liceu de 5 elevi care s-au înscris. În total, 11 elevi care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat.